viteze. Nu, trage direct acum și alege soluția cea mai inspirată, trage pe centru. Iacob a sărit în colțul drept. Să fie într-un ceas bun. Tănase și-a schimbat maniera de executa penaltiurile și asta este de bun augur pentru el, pentru că probabil că toată suflarea portarilor din Liga 1 deja știa că Tănase se oprește și poate fi pus în dificultate. Este 1-0, dar